Seară s-a produs o explozie la o țeavă de gaz pe șoseaua Grozăvești, în apropiere de pasajul Basarab. Circulația a fost restricționată în zonă mai bine de o oră. Din fericire, nu sunt persoane rănite, iar pompierii au acționat cu 3 autospeciale. Au dat o mână de ajutor și o echipă de intervenție în caz de accidente nucleare biologice, chimice și radiologice. Angajații Distrigaz au fost nevoiți să întrerupă alimentarea cu gaze în zonă. 80 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din apropiere ca măsură de prevenție. Țeava de gaze a explodat în momentul în care câțiva muncitori lucrau la instalațiile îngropate în asfalt. Structura alimenta centrala de termoficare Grozăvești. Până când va fi reparată, zeci de imobile din zona au rămas fără apă caldă și căldură. O parte din blocuri nu au nici gaze. Revenim cu informații în telejurnalele.